Bună dimineața tuturor, bine ne revedem la o nouă conferință de presă, ultima a lunii septembrie. Un final de săptămână trecută cu foarte multe activități. Sâmbătă dimineață am avut plăcerea să particip la Sfânta Liturghie a beatificării primei femei catolice din România. E vorba de Veronica Antal, un eveniment care a avut loc la Biserica din Nisiporești, în prezența trimisului Papei Francisc, eminența sa cardinalul Giovanni Angelo Beciu, prefect al Congregației pentru Cauzele Sfinților și a peste 10.000 de credincioși. Un eveniment într-adevăr deosebit și cu o încărcătură emoțională. Foarte plăcut să vezi atâta lume adunată pentru a participa la acest eveniment deosebit pentru zona Romanului. De asemenea, tot sâmbătă, cu ocazia Săptămânii Mobilității, am organizat un tur ciclist. Și vreau să le mulțumesc celor peste 100 de participanți la acest tur. A fost un eveniment care și-a propus încurajarea metodelor alternative de deplasare și scopul principal fiind acela de a promova mișcarea, sportul și, bineînțeles, pentru un mod de viață sănătos pentru copii, evitând astfel una din cauzele obezității și anume sedentarismul, iar în subsidiar, sigur, un alt argument este acela de protecție a mediului și vreau să vă asigur că pe viitor vom mai organiza astfel de activități, astfel încât cât mai multe persoane amatoare de sport să aibă posibilitatea de a participa la acest tip de activități. Inclusiv vom gândi pentru primăvara anului viitor un maraton al Municipiului Roman pe mai multe categorii de vârstă. Discuțiile deja le-am început și vom demara și un proiect în acest sens. De asemenea, în ceea ce privește lucrările, s-au finalizat săptămâna trecută lucrările de astupare a fisurilor longitudinale apărute pe zona de E85, care traversează municipiul Roman. O activitate reușită din punctul meu de vedere, care va reuși pentru o anumită perioadă să estompeze din erodarea asfaltului și să reziste mai bine în perioadele îngheț-dezgheț. După finalizarea acestei proceduri, cel mai probabil tot începând din această săptămână, vom interveni tot pe E85 pentru frezarea tuturor denivelărilor și practic crearea unei planeități a acestui segment de drum și analizăm în aceste zile și posibilitatea de a mai închide încă o dată circulația pe Bulevardul Nicolae Bălcescu pentru a ridica la cotă căminele până în segmentul Sucedava Miron Costin, astfel încât pe viitor, dacă și cu siguranță vom mai ridica capace la cotă, să avem posibilitatea de a devia traficul pe cele două străzi și nu să-l aducem prin interiorul orașului. Și de asemenea, tot în cadrul acestui program de ridicare la cota a căminelor, vom interveni și pe segmentul E85 între autogară și barieră. De asemenea, tot în ceea ce privește lucrările, am discutat în aceste zile cu constructorul de la pietonalul Ștefan cel Mare și sperăm ca cel mai probabil din momentul în care va primi materialele necesare, acele rigole necesare pentru preluarea apelor, să intervenim
la terasamentele de la pietonal. Vom începe din zona Bank Post și atât timp cât vremea ne va permite, în funcție, vă spuneam, și de rapiditatea cu care va fi aprovizionat cu materialele necesare, să reușim să facem cât mai multe lucrări din partea de terasament a pietonalului, astfel încât, așa cum am spus, anul viitor, în totalitate, întreg pietonalul să fie reabilitat, pornind de la partea de terasamente și ulterior partea de zugrăveli și finalizarea tuturor tronsoanelor din pietonal. De asemenea, în următoarele două săptămâni, sper eu ca în situația în care nu vor fi contestații, să putem semna contractul de reparație cu covor asfaltic a străzilor din municipiul Roman, un program multianual, din care vom începe chiar din această toamnă lucrările. Vom începe cu strada Cea Roseti, segmentul cuprins între Bogdan Dragoș și școala gimnazială Vasile Alexandrii, urmând ca ulterior să abordăm străzile perpendiculare pe Bulevardul Republicii, Gheorghe Doja, Ecaterina Teodoroiu, Tudor Vladimirescu, Păcii și de asemenea și segmentul de strada Cucutei, cuprins între strada Progresului și strada Bogdan Dragoș. De asemenea, ne dorim și strada Rodnei, strada Plefnei și strada Albinelor. În funcție de bugetul pe care vom avea alocat în acest an, vom încerca să abordăm și alte străzi. Dacă nu, începând cu primăvara anului viitor, având deja contractul semnat, vom putea începe imediat ce timpul ne va permite reparația celorlalte străzi din cartierul Spirul Haret, de data aceasta cele perpendiculare pe strada Primăverii, astfel încât întreaga zonă să fie reabilitată complet. Acum cine a câștigat ce fermă? Păi nu a câștigat-o, suntem în fază finală de evaluare. În această săptămână se deschide evaluarea financiară. Probabil până în sfârșitul săptămânii sperăm noi să trimitem scrisorile în ceea ce privește câștigătorul acestei licitații. Așteptăm termenele legale de contestație și abia ulterior putem semna contractul, dar din momentul semnării contractului putem demara imediat această acțiune de reparație covor asfaltic. De asemenea, de astăzi vreau să informez toți rămașcanii că intrăm în dezbatere publică ca în fiecare an, cu proiectul privind stabilirea taxelor și impozitelor pentru anul 2019. Vreau să vă informez că nivelul taxelor și impozitelor locale va rămâne la același nivel cu cel al anului 2018. Elementul de noutate, să spunem, îl constituie faptul că vom introduce impozit zero pentru mașinile hibrid și mașinile electrice, din dorința de a încuraja romașcanii să-și achiziționeze aceste tipuri de mașini care nu produc poluare la nivelul municipiului Roman. Și de asemenea, iarăși o altă activitate intensă care se desfășoară în această săptămână se referă la programul pentru câștigarea titlului de capital a tineretului în România de către municipiul Roman. Mâine va avea o nouă ședință a acestui grup de lucru pentru a detalia proiectul și împreună cu acest grup de inițiativă mă voi deplasa vineri la Cluj, acolo unde vom avea, să spunem, o activitate de prezentare a proiectului nostru și îmi doresc foarte mult și voi fi și eu personal alături de acești tineri, tocmai pentru a da o mai mare intensitate și o mai mare putere proiectului nostru. Cam acestea au fost în mare activitățile pe care am vrut să vi le aduc la cunoștință. De asemenea, vreau să vă mai informez că am finalizat activitățile de reparație covor asfaltic a aleilor și platformelor de la toate unitățile de învățământ de pe raza municipiului Roman.
analizăm în aceste zile dintr-o economie care s-a făcut să facem și platforma de la școala numărul 9 și pentru anul viitor gândim un program de refacere a tuturor terenurilor de sport, de asemenea să intre și acestea într-un program de reparație covor asfaltic în totalitate pentru a putea oferi copiilor care învață la aceste unități de învățământ condiții cât mai bune. Vă stau mai departe la dispoziție pentru întrebări. Parcarea de la Roman Vodă. Parcarea de la Roman Vodă a fost deja finalizat Daliu. În această săptămână se va scoate la licitație proiectarea plus execuția. Apreciem noi undeva în două luni să fie finalizată lucrarea, cel puțin partea de asfaltare, urmând ca încetul cu încetul să facem și partea de terasamente, trotuare cu pavele. Dacă toți ați întrebat de parcarea de la Roman Vodă, vreau să vă informez că începând de astăzi vom finaliza și parcarea de la dispensarul de pe Bogdan Dragoș, cea din spatele sălii de sport de la școala Vasile Alexandrii. Și de asemenea, tot în parcarea de la Roman Vodă, în acest sfârșit de săptămână, în perioada 27-29 septembrie, se desfășoară o nouă campanie de recuperare, de reciclare a deșeurilor electrice, în colaborare cu firma Rorec, cu asociația Rorec, astfel încât toți romașcanii care vor avea acest tip de deșeuri și pe care doresc să le aducă vor găsi caravana Rorec în această perioadă. Și de asemenea, dacă veți urmări și pagina de Facebook și site-ul Primăriei Municipiului Roman, este postat și un anunț public cu un număr de telefon la care deșeurile voluminoase, deșeurile electrice pot fi ridicate direct de la domiciliul romașcanilor. Bun, ați spus că manifestarea de sâmbătă cu bicicliști a fost un succes. În asta nu vă îndeamnă așa să vă gândiți la o variantă în care să implementați un sistem de piste de biciclete sau măcar niște parcări pentru biciclete, pentru momentul ăsta niciuna din instituțiile administrației locale nu are o parcare de biciclete, nici măcar la piață unde sunt foarte mulți care merg. Eu pot să vă spun că sunt instituții ale Primăriei Municipiului Roman care au aceste parcări pentru biciclete. Unul dintre ele, vi-l dau exemplu, Strandul Municipal. Al doilea este Direcția Locală de Evidență a Populației. Bineînțeles, vom continua în perioada următoare să mai montăm astfel, inclusiv la intrarea dinspre Tosca în Primăria Municipiului Roman există parcare pentru biciclete. Referitor la întrebarea dumneavoastră legată de o pistă de biciclete, necazul cel mai mare al Municipiului Roman este că are o infrastructură care a fost gândită și în momentul în care a fost construit Municipiul Roman nu s-a previzionat un astfel de volum de trafic și un număr atât de mare de mașini pe raza Municipiului Roman. Eu nu am abandonat ideea amenajării unei faleze cu pistă de bicicletă pe digul de pe râul Moldova. Am dat deja în lucru un studiu de fezabilitate pentru acest proiect, urmând ca ulterior să caut soluții pentru încheierea unui acord de colaborare cu apele române, astfel încât să putem implementa acest proiect, faleza pe râul Moldova. O vom face din două etape. Prima etapă va fi între podul de la Moldova și bazarul municipal, urmând ca într-o etapă a doua, după ce vom reuși să obținem toate acordurile necesare, să gândim și mai departe de la podul de la Moldova până la podul de fier, o lungime totală fiind undeva în jur de 4 km, ceea ce ar însemna, din punctul meu de vedere, un lucru foarte bun pentru municipiul Roman, însă pentru acest lucru e nevoie de mult lobby pe care va trebui să-l fac în perioada următoare și din momentul în care voi avea acest studiu de fezabilitate, voi avea și date concrete cu care să merg la instituțiile abilitate. Bun, dar eu nu vă întrebam de ciclismul ăsta de weekend, vă întrebam de încurajarea mobilității urbane. Sunt de acord cu dumneavoastră. Răspunsul vi l-am dat prin faptul că în momentul de față infrastructura Municipiului Roman
nu permite amenajarea unor astfel de piste de biciclete. Să știți că eu am fost săptămâna trecută la Sibiu și am văzut piste de biciclete făcute, dar oarecum forțate. N-am văzut niciun biciclist care să meargă pe acolo. Sunt într-o zonă cu un trafic destul de intens și care reprezintă un real pericol pentru bicicliști. Toate mașinile erau parcate în spic și exista pericolul că atunci când ies cu spatele șoferii, e foarte greu să vezi un biciclist când vine. Deci dacă vrem să facem piste de biciclete doar de dragul de a le marca pe asfalt, eu nu sunt adeptul acestei idei, trebuie să facem o gândire foarte clară și dacă ne vom dori cu adevărat acest lucru, va trebui ca multe străzi din municipiul Roman să devină străzi cu sens unic, tocmai în ideea de a mai crea aceste zone suplimentare și pentru piste de biciclete în condiții de siguranță. Bun, și că dacă să rămânem la o mobilitate urbană, în social media pe Facebook, da, se acumulează reclamațiile la adresa pristiei. Că merg tare, că vorbesc la telefon, că nu respectă traseul și îl circuitează printre blocuri. Da. Primăria Roman chiar nu poate lua nicio măsură, având în vedere că pristilul funcționează pe aceste rute cu niște aprobări de la Primăria Roman. Păi, pristilul a câștigat o licitație publică. Exact. Firma Pristil a câștigat o licitație publică. Aceste probleme nu existau atunci când nu aveam transport public local. E clar că transportul public local, neexistând o perioadă foarte lungă de timp, a creat o anumită obișnuință, spune eu, a participanților la trafic. Pentru că dacă mergeți în orice altă localitate mare, din țară sau nu neapărat mare. Și așa cum sunt și prevederile în codul rutier, transportul public local trebuie să aibă prioritate și trebuie să îi se ofere prioritate. Ori, în momentul de față, eu cred că sunt mai multe comentarii favorabile pentru transportul public local. Sigur că există și anumite nemulțumiri. O mare problemă o reprezintă și faptul că traseul este destul de lung și trebuie să treacă și acea barieră spre Dedeman. În momentul în care mai prinzi 10-15 minute și bariera pentru manevrele pe care le face CFR-ul sau firmele care sunt acolo în zonă, vă dați seama că atunci automat tot programul se dă peste cap. Eu am avut, așa cum a spus și dumneavoastră, au apărut mai multe reacții în mediul online, am avut discuții cu reprezentanții societății. Cred eu că în ultima perioadă lucrurile s-au mai îmbunătățit, însă eforturile trebuie să fie de ambele părți și din partea celorlalți conducători auto, care trebuie să înțeleagă că mijloacele de transport în comun trebuie să aibă prioritate. Da, eu vă spun că săptămâna trecută la stația de la Farmacia 32, așteptând acolo, erau oameni în stație, au trecut 3 microbuze dintre alea, nu au oprit niciunul și oamenii au luat-o pe jos. Da, aici am să vă rog să faceți reclamație la agentul economic. Voi purta din nou o discuție și pe această temă punctual. Ce se întâmplă cu Wi-Fi-ul public de aici? Pentru că nu funcționează. Când l-ați încercat ultima dată? Dar trebuie să fiți afară, în parcare. Am un semnal destul de bun aici. Este destul de ecranat, vă spun eu, este ecranat. În momentul în care mergeți afară, în mod normal ar trebui să funcționeze. Afară, vă spun, eu am încercat și de afară, și cu laptopul și telefonul. Săptămâna trecută funcționa. Poate a apărut o problemă între timp. O să verific acest lucru. Ok. Tot a spus de bariere de la Dedeman. Am trimis adrese și către regionala Iași, am trimis adrese și la Ministerul Transporturilor. Aștept programarea unei întâlniri cu Ministrul Transporturilor. De ce se fac lucrările astea de asfaltare în sezonul rece? Poftim? La aceste lucrări de asfaltare, de cocor asfaltic, de ce se fac în sezonul rece? Pentru că nu e finalizată licitația. Trebuie licitație publică pentru ele, fiind o valoare foarte mare. Cu riscul de a mai aștepta 6 luni se pot face... Dar nu e niciun sezon rece. Deci se pot face asfaltări până la 14-15 grade fără nicio problemă.
A, deci e rezistent. Da, bineînțeles. Ok. Da. Asta era o curiozitate personală. De asta, da. Nu, se pot face, o să vedeți, o să facem inclusiv în luna noiembrie, dacă vremea va fi bună, okay. Chiar și în decembrie, dacă e vremea bună. Încă o idee foarte bună mi s-a părut asta cu impozitul zero pentru mașinile hibride și cele electrice. Întrebarea este, ați luat în calcul și stațiile de încărcare pentru ele cumva sau posibilitatea de amenajare a... Deja două stații de încărcare vor fi amenajate de E.ON. Vom intra în ședința de joi cu un proiect de hotărâre în acest sens și de asemenea vreau să vă spun că prin proiectul de iluminat public pe care îl vom depune, extindere iluminat și modernizare iluminat public, am prins și patru astfel de stații de încărcare, două în municipiul Roman și două în zonele de intrare și de ieșire, astfel încât să avem cât mai multe astfel de stații de încărcare. Au apărut în ultima vreme niște inscripții ciudate pe pubelele de gunoi, ați fost informat? Nu, chiar n-am. Ce se mai întâmplă cu WC-ul de spatele casei de fotbal? Păi aia e o investiție privată, care încă nu e finalizată, nu e recepționată. E în termenul autorizației de construire, na. E în funcție și probabil și de posibilitățile investitorului. Da. Apropo de altă investiție, mingea de la favorit? E de asemenea o investiție privată. Da. Dar nu știu, administrația publică putea să adreseze măcar notificări dacă nu s-o mații. Atâta timp cât mingea de la favorit este chiar o lucrare recepționată pentru care se plătește impozit. Dacă investitorul nu dorește să desfășoare nicio activitate economică și să plătească impozit, e strict opțiunea agentului economic și a investitorului. Dar trebuie să aibă grijă măcar să aibă un aspect... În momentul de față, nu cred eu că arată chiar sau eu sunt. Dacă vom constata acest lucru, cu siguranță, pentru că veți vedea, noi vom intra și cu un proiect de hotărâre pentru supraimpozitarea cu 500% a celor clădiri care nu arată cum trebuie și dacă va lăsa să ajungă în asemenea hal acea investiție, cu siguranță o vom supraimpozita. Da. V-aș ruga să comentați cât de subțint evoluțiile de echipelor de fotbal și handbal. Da, din păcate, din punctul de vedere al sportului, în momentul de față, cele două echipe angrenate în competițiile majore din sportul românesc nu traversează cea mai bună perioadă, însă nu trebuie să dezarmăm. Acesta este sportul. Știți că în sport există întotdeauna o anumită ciclicitate. E important ca în momentele grele să ne strângem, să ne unim forțele, să le depășim și, bineînțeles, să readucem din nou victoriile și satisfacțiile pentru suporterii romașcani. Evident că nimeni nu este mulțumit de ceea ce se întâmplă și rezultatele care sunt în acest moment, însă numai prin muncă, prin dăruire, prin serioritate putem să depășim acest moment și victoriile să reapară. Se vorbește că loturile sunt slabe la ora asta și la fotbal. Din punctul meu de vedere, nu cred că are o relevanță situația financiară, care este o situație financiară stabilă în momentul de față la ambele echipe. E doar o situație care sunt convins că este trecătoare și multe echipe, veți vedea, vor avea perioade de criză. Noi le avem acum la începutul campionatului, sperăm ca ulterior să ne revenim și să nu mai avem sincope până la sfârșit. Până la urmă, o analiză finală, știți cum e, se face la final de, fie la final de tur, fie la final de campionat. Restul pe parcurs, vedeți și dumneavoastră, evoluții și rezultate surprinzătoare care pot apărea și acest lucru îl putem considera la orice nivel, în orice sport, în orice campionat. La care a fost de comun acord? Da, a fost o reziliere de comun acord. Da.
legat de același subiect. Câteodată, în unele cazuri, apar niște asumări. În cazul de față, cu atâtea deci pierdute și asumă cineva răspunderea. Știu că dumneavoastră ați mai făcut câteva ședințe și ați penalizat jucătoarele. Din punct de vedere tehnic, e clar că a fost o reziliere de comun acord cu conducerea tehnică de la Hamad. Ulterior pot să vă spun că, din punctul meu de vedere, am văzut o altă atitudine la meciul cu Minaur Baia Mare. Și sunt convins că dacă la handbal vor juca așa cum au făcut-o cu Baia Mare, rezultatele nu vor întârzia să apară. Practic, atitudinea a fost total schimbată, lucru care mi-a plăcut, dar sigur că mai departe și în funcție de adversarii pe care îi vom întâlni, dacă jucătoarele nu își remediază atitudinea și comportamentul, e clar că putem să discutăm și de alte lucruri. Momentan nu cred că este cazul, e momentul acela în care trebuie să strângem cu toții rândurile, să ne mobilizăm pentru a obține cât mai multe rezultate. Eu vreau să vă spun că, din punctul meu de vedere, cel puțin în ceea ce privește echipa de handbal, este un lot destul de bun, dar plecat și de la premisa faptului că nu este un lot omogen, în condițiile în care au mai rămas doar 5 jucătoare din lotul de anul trecut, și până se creează această omogenitate trece și o perioadă de timp. Dar în rest sunt asigurate toate necesitățile. În momentul de față salariile sunt la zi, suntem... Da. Spuneați de pietonal că faceți eforturi să finalizați lucrarea. Spuneți-mi, ați mai analizat accesul mașinilor grele, cum se va desfășura după ce va fi finalizat? În aceeași manieră vor intra mașini de 16-20 de tone? Păi nu, noi vom introduce acolo un sistem de bariere care se află în momentul de față în procedură de achiziție publică și ulterior vom păstra anumite ore pentru aprovizionare, iar restul mașinile mici vor intra pe contra unui cost de 5 lei pe oră, lucru care de altfel a fost impus și prin proiectul cu finanțare europeană prin care a fost reabilitat o parte din pietonal, care impune ca în perioada post-implementare să introduci un preț descurajator pentru cei care doresc să intre cu mașina în pietonal. Acest lucru făcându-se doar pentru aprovizionare sau pentru ridicarea unor mărfuri de la magazinele din zonă. Și catonaj? Cu siguranță și catonaj nu vom permite accesul mașinilor grele, pentru că nu dorim distrugerea granitului care a fost montat în zonă. Ne spuneați pe lună în urmă că mai aveți câteva discuții de final cu cine ar trebui să realizeze acea aplicație pentru comunicarea romașcanilor privind problemele din oraș. Da, ea se află acum într-un stadiu destul de avansat. Am făcut ultimele configurări, cred, la începutul săptămânii trecute și urmează, cred, în luna octombrie să devină operațional. Acum se află într-o perioadă de testare internă. Camera video de la ștrang va rămâne pe bazinele? Nu va rămâne pe bazinele, ci pur și simplu dorim să o relocăm. Va trebui să purtăm și o discuție cu cei de la tehnic pentru a ști în ce zonă avem internet pentru a putea transmite. Luăm în calcul fie fântâna arteziană de aici, din fața primăriei, fie o altă locație.